situația să mă gândească frumusețea, te să facă drum ușor către ieșire. Ai dat de greu povară prea mare, te simți rănit, de nu mai poți să o duci, nu mai plăti tribut la îngrijorare, odată în viață poți ieși tu floare. De ce să pierzi, de ce să te usuci? Te apasă crucea, vine peste tine ca un tornadă și ca un strânge. Îngrijorarea de urât îți ține, întinde mâna către cel mai bine. Ajunge în lăcrimărilor, ajunge. Privește în jur, toți plâng, fă diferența. Ei nu îl au pe Dumnezeu ca tată, dar tu dă-ți de grabă colgența, nu fi prieten cu incompetența și fă-ți urgent comandă de rată. Șterge din manuscris descurajarea, așa zângând a Domnului iubire. Și verticalizează-ți plutarea, așa vei prinde aripi să treci marea și nu mai ai plânge doar de fericire. Amin. Amen.
peste flori, trebuie să scot la hotare mănăcini și spiri. Și mai ales, trebuie să-ți miresmesc către lume mai mult decât crinii. Ca să fie de peste stele, trebuie să te așez printre luceferii călători spre Orion. Și privindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare și fără dor. Ca să fie de peste ape și vânt, trebuie să înveți o sanare ca îngerii și să le aduci pe pământ. Alinare pentru lacrima orbă din valea plângerii. Ca să fie de peste oameni, este mai greu decât orice altceva. Trebuie să trăiești să mor pentru ei, învățându-i ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți fi rege peste tine însuți, atunci când alegi binele, fie din bucuria aceea, fie din plânsuți. Și să încheiem înțelept și frumos și mai ales cum se cuvine, în coronarea ta o face Hristos, când mergi pe drumul din de rău și bine. În clipa aceea, veșnicia te cuprinde. Dacă vrei să fii rege, alege bine. Amin.